Nu știu cum ar fi. Thank you.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua, stimați invitați, bună ziua, dragi moineșteni și cei invitați din localitățile vecine municipiului Moinești. Astăzi, aici, la monumentul din orașul dumneavoastră, vom desfășura un ceremonial militar-religios cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Sărbătoare a Reîntregirii Neamului Românesc de la 1 decembrie 1918. Dragi invitați, în fața dumneavoastră avem dispus un detașament de onoare care este constituit Garda Drapelului de Luptă, aparținând bazei 95 aeriană Bacău, un pluton de cadre militare aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, un pluton de cadre militare aparținând Detașamentului de Pompieri Moinești, și nu în ultimul rând, muzica militară a garnizoanei Bacău. Am onoarea să vă prezint și comandantul detașamentului de onoare, care este domnul locotenent colonel Sachelarul Cezar. Începem desfășurarea ceremonialului militar religios. Se intonează imnul țării noastre.
oficiază serviciul religios de către un sobor de preoți, militari și preoți din parohiile ortodoxe și romano-catolice. Înainte, muzica militară intonează rugă militară. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule al îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând acum cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință Ți aducem Ție această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm cu milință la nemăsurata și nespusa Ta milostivire, că precum ai binevoit a primi, atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererele, așa și de acum înainte învrednicește-ne, Doamne, pe toți a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune, dobândind ale Tale binefacere împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne, Doamne, pe toți de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește, Doamne, în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește ai poporului Tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă, Doamne, ostașilor noștri, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și durerile Tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna să-Ți aducem Ție mulțumire cele prea bune, să grăim și să scântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul Tău zdrobești războaiele, ridicându-ne din nesupusa Ta întrupare și prin pătimirea cea de bunăvoie a unui născut Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, Tu care ne-ai arătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea, ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, dăruindu-ne cele câte cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni. Căci de la puterea Ta, noi smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul nostru român și să îl conduci din victorie în victorie și să îl ridici din slavă în slavă. Iar de la iubirea Ta de oameni cerem ca pe cei ce au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea și unitatea neamului nostru, să-i așezi în corturile aleșilor Tăi, căci sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor, relivele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor udă arborele dreptății și libertății noastre. Și precum pe pământ i-au format elita oștirii, așa și în cer să-i așezi în ceata Sfinților Martiri. Și precum pe pământ au meritat să fie cinstiți de către oameni, tot așa și în cerul să fie cinstiți ca Sfinții Tăi. Deci de vreme ce acești cinstiți eroi lupta cea bună au luptat, căzând la datorie, Tu, dreptul judecător, rânduiește-le lor cununa dreptății. Iar nouă, care prin jertfa lor trăim liber, dăruiește-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfenicia lor, precum și curajul de a imita. Din înălțimea locașului Tău, trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc, păzește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciune prea sfinte născătoare de Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne către mântuire. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, împreună cu Fiul Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-L binecuvântăm, fraților, pe Dumnezeu, izvorul tuturor binefacerilor. Toate cele pe care Dumnezeu le-a creat și le susține cu puterea Sa, toate întâmplările pe care le dirigează providența divină, chiar și acele fapte ale oamenilor care sunt bune și care duc spre bine, toate îndeamnă inimile și buzele credincioșilor spre a-L binecuvânta pe Dumnezeu, începutul și izvorul oricărui bine. În această celebrare ne mărturisim credința că toate sunt îndreptate spre binele celor care se tem de Dumnezeu și îl iubesc. De aceea nu șovăim a cere întotdeauna și în orice împrejurare ajutorul dumnezeiesc, pentru ca îmbrățișând voința Tatălui nostru din ceruri să putem împlini toate în Hristos spre slava lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților. Tu ne-ai mântuit prin învierea Fiului Tău. Te rugăm, fii milostiv cu toți aceia care au întemeiat unirea, cu toți eroii neamului românesc din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, care au luptat pentru apărarea patriei și a credinței, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Sfinte, odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, eroilor neamului nostru românesc, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în temnițe și peste tot, pentru apărarea țării noastre, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru demnitate, libertatea, credința noastră strămoșească, și le fă tuturor veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
Îngerilor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, șefelor, Doamne, veșnică pomenire! Hristos, aleluia, din morți, cu moartea pe moarte, cântând și celor din morminte, viață, dăruire. Dumnezeu să ierte cu drețe, să odihnească, iar pe noi să ne minuiască ca un bun și de oameni viitor. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru. Domnule primar, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Moinești pentru a sărbători acest mare eveniment al întregii națiuni române. În primul rând, aș vrea să salut oficialitățile care au răspuns prezent la invitația noastră, domnului senator Dragoș Benea, domnului senator Miron Smarandache, doamnei deputat Șotcan Teodora, domnului deputat Claudiu Ilișanu, de asemenea, doamnei prefect Maricica Coșa, domnului subprefect Valentin Ivancea, domnilor primari din vecinătatea municipiului Moinești, din întreg județul Bacău, domnilor consilieri locali, consilieri județeni, de asemenea, comandanților unităților din județul Bacău și un invitat și doi invitați speciali, domnul primar Roman Ciupaciuc al orașului Cantemir din Republica Moldova, oraș înfrățit cu municipiul Moinești, și domnul vicepreședinte al Consiliului Raional, domnul Sergiu Butuc. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. De asemenea, din partea guvernului avem pe domnul secretar de stat Gheorghe Popa și domnul director al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, domnul Viorel Toma. De asemenea, de la direcțiile de poștă, Direcția de Poștă Bacău, domnul Liviu Ciumete și domnul Ilieș Petrică de la Agenția pentru Protecția Mediului. De asemenea, reprezentanții ai instituțiilor locale din municipiul Moinești, al instituțiilor de învățământ, al societăților comerciale, vă urez bun venit tuturor, dumneavoastră, stimați invitați, dumneavoastră, cetățenilor municipiului Moinești. Trăim un moment unic. De aceea încerc să vă transmit un mesaj scurt, dar care să înglobeze cele mai profunde trăiri și speranțe de bine pentru noi românii. Vă mulțumesc că ați venit să sărbătorim împreună acest moment special, momentul nostru, a celor care credem, vorbim și simțim românește. Înaintașii noștri au luptat în numele unui vis. Urmașii lor au împlinit visul și au trăit cel mai înălțător moment al vieții lor. Pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, au dat mână cu mână într-o țară unită. Mai apoi, generațiile care au urmat au înțeles măreția acelui moment și iată, astăzi, recunosc și duc mai departe valorile unirii în care credem noi și ai noștri. Fără înaintașii noștri, noi nu am fi ceea ce suntem astăzi. Istoria au făurit-o ei. Iar noi, cei din prezent, suntem datori să ne amintim că natura nu dă nimic omului fără mare stăruință. O țară și o națiune nu se fac odată pentru totdeauna, ci se construiește și se premenesc mereu. Așadar, cum va arăta viitorul? Începe chiar azi, de acum, de aici, cu noi. Prin faptul că noi continuăm să ne amintim, să împărtășim, să ascultăm și să vorbim despre acest act de căpătâie al neamului nostru. Marea Unire a Românilor din 1918. Iată, îndeplinim cea mai nobilă misiune, aceea de a transmite mai departe valorile Marii Uniri generațiilor care vor urma. Făcând astfel continuitatea neamului și a identității românești este asigurată.
Vă mulțumesc pentru că duceți mai departe visul de secole a românilor de a fi împreună. Continuați să credeți românește, să vorbiți românește și să mai ales să simțiți românește. Cu prețuire, speranță și încredere, la mulți ani moineșteni, la mulți ani România! Mulțumim foarte mult, domnule primar! Am onoarea să invit acum la microfon pe domnul senator Dragoș Benea. Domnule senator, vă rugăm! Mulțumesc, domnule Radu Varian Timofte, proaspăt cetățean de onoare al municipiului Bacău. Domnule primar, dragi măineșteni, preacucernici părinți, stimate cadre militare, dragi oaspeți din Republica Moldova, stimate oficialități, care ați fost inventariate cu o precizie deosebită de către matematică, de către domnul primar. Mulțumesc în primul rând invitației de a participa la acest eveniment. Mulțumesc ocaziei de a lua cuvântul. Particip de vreo 20 de ani la aproape neîntrerupt la 1 decembrie 1998 până în 2018 și cred că am expertiza și experiența să spun că deși împlinim o vârstă mică la scara istoriei, dar mare pentru o națiune așa mică precum e România, veștile nu sunt chiar cele mai bune. România nu este astăzi ceea ce ne-am dorit cu toții, o țară unită în adevăratul sens al cuvântului, și ar fi bine să ne uităm puțin ce se întâmplă în jurul nostru, cu țări care au valorificat la maximum norocul pe care l-a oferit desfășurarea istoriei în 1918, și un exemplu grăitor și din care ar trebui să ne inspirăm ar fi Polonia. O țară unită, indiferent de câte dispute au, politice sau de altă natură, dar atunci când vine vorba de Polonia, toți sunt sub drapelul alb-roșu. România astăzi este unită la nivel de discursuri, la nivel de evenimente, festivisme, stegulețe, dar mai puțin la nivel de fapte. Și sigur că acest lucru cade, povara acestei neîmpliniri cade în special în sarcina întregului carusel politic din ultimii 30 de ani în România și mai puțin în sarcina cetățenilor. Nu cred că putem vorbi de o România unită atâta timp cât din 4 în 4 ani sau de la an la an observăm că decalajele între regiunile istorice ale României, vorbim de Transilvania, Transilvania pe de o parte și Muntenia și Moldova pe de altă parte, se măresc de la an la an. Și asta se vede în calitatea vieții cetățenilor din aceste regiuni. Indiferent câte drumuri comunale, județene, alimentări cu apă și canalizări facem în Moldova și Muntenia, atâta timp cât nu se vor realiza obiective de infrastructură majore care să schimbe din punct de vedere economic major la față cele două regiuni și să le aducă mai aproape de Transilvania, nu, eu cel puțin personal nu consider că suntem ceea ce ar trebui să fim o țară, să se numește o țară unită, o România unită. Am să dau două exemple de demersuri pe care am înțeles noi parlamentarii de Bacău, mai mult sau mai puțin apreciați, unul cu valoare de simbol și unul ceva mai pragmatic, altul mai pragmatic. La inițiativa parlamentarilor de Bacău, fie că vorbim de subsemnatul, fie că vorbim de Viorel Ilie, fie că vorbim de domnul deputat Avram, de doamna deputat Șotcan, de domnul senator Zmarandache, de domnul deputat Floroiu și de ceilalți colegi, domnul Claudiu Ilișanu prezent aici, la inițiativa noastră, repet, împreună cu cei de la Iași, am inițiat un proiect de lege care ieri a trecut în Parlament și va ajunge la promulgare, acel proiect cu o valoare simbolică, eu zic, puternică și în interiorul Moldovei și la nivel național. Iași o să devină capitala, prin lege, capitala istorică a României, pentru că acum 100 de ani aproape toată România se refugiase, inclusiv Transilvania, peste care armata germană a trecut în 2, 3, 4 zile. Toată România s-a refugiat la Iași și Iași a suferit enorm și poate n-a primit întotdeauna ceea ce merită din punct de vedere a recunoașterii istorice, cel puțin în raport cu Alba Iulia. Tot la Iași a fost momentul zero a unui eveniment istoric, poate mai mare decât
cel de la 1 decembrie 1918. Unirea din ianuarie 1859 a celor două principate, raportat la momentul politic de la acel moment, de la momentul respectiv, este considerat de foarte mulți istorici un eveniment mult mai important, repet, decât 1 decembrie 1918 și tot politicienii moldoveni și de la Iași au pus bazele și acelei mici uniri, repet, pe nedrept mica unire, dar încă o dată Iașul, fără Iași și în 1859, fără Iașul anilor 1859, fără Iașul anilor 1917-1918, probabil că festivismul pe care îl vom vedea cu toții, l-am văzut la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, sau îl vom vedea cu toții peste două zile la Alba Iulia, n-ar fi fost posibil. Cu siguranță, fără jertfa și sacrificiul moldovenilor și a Iașiului, Alba Iulia 1 decembrie 1918 sau 2018 n-ar fi existat. Și sigur că trebuie să ne amintim cu toții că linia Mărăș, Mărășești, Onești, Târgu Ocna, Oituz, Dărmănești, poate a fost o adevărată linie Maginot, dacă pot să spun așa, aici, în această zonă a frontului de est la acel moment. Un alt demers legislativ pe care parlamentarii de Bacău, nu-i mai, de la toate partidele, nu le mai dau numele, au încercat să-l pună pe tapet și încearcă să-l pună pe tapet alături de ceea ce încearcă Lucian Șova, ministrul transporturilor din județul Bacău, legat de această autostradă Iași-Bacău-Brașov. Convenim cu toții și trebuie să fim de acord că dacă Transilvania este înțesată toată aproape de autostradă, de autostrăzi, de diverse autostrăzi, măcar una trebuie să existe care să lege Moldova de Transilvania, și noi am considerat, noi cei din Bacău și din Moinești și de unde suntem, din Bacău, din Moinești, din Onești, din Târgu Ocna, că varianta Bacău-Brașov este varianta cea mai ieftină și cea mai ușor de realizat pentru a se sparge munții, astfel încât să ne lipim la ceea ce înseamnă bunăstarea Occidentului, numai valorile Occidentului. Pentru că nu putem vorbi de o adevărată unire și de principialitate atâta timp cât valorile nu sunt însoțite și de bunăstarea Occidentului. Și trebuie să recunoaștem că dacă Moldova în continuare este cea mai săracă regiune a Europei, cei din Ardeal și cei din, dar cu precădere cei din Ardeal, ar trebui să acorde o mai mare importanță și acestei legături Bacău-Brașov, care va trebui să ridice în mod semnificativ nivelul de viață a celor din Moldova, calitatea vieții fiecărui moldovean, fie că e din Botoșani, fie că e din Iași, fie că e din Vaslui, fie că e din Bacău, fie că e din Neamț. Sunt proiecte, repet, unul nu are decât valoare simbolică, inițiativă de la Bacău pentru că Iași să fie capitală culturală istorică, iar altul cu o valoare pragmatică și ceea ce n-au realizat alții în 30 de ani, poate vom realiza noi ăștia contemporani cu dumneavoastră și prezența astăzi aici în următorii 2, 3, 4, 5 ani. Ce pot să vă spun este că ministrul transportului, subliniez încă o dată, Lucian Șova, luna aceasta va pune pe hârtie și va lansa spre licitație un proiect, o felicitație proiectul Bacău-Brașov, care sperăm noi să prindă un caracter irreversibil pe care să nu mai întoarcă nimeni, indiferent din ce partid face parte, indiferent din ce provincie istorică face parte. Nu vom aduce nivelul de trai din Moldova și din Sud alături de cât mai aproape de cel din Ardeal, nu vom mai avea, probabil că nu ne vor mai prinde centenare sau 110 ani sau 120 de ani sau 150 sau 200 de ani. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă felicit pentru stoicismul cu care rezistați condițiilor climaterice, dacă pot să spun așa. Vă doresc următoarele 2, 3, 4 zile să le petreceți așa cum simțiți, ca adevărați români, să vă bucurați în luna decembrie de tot ceea ce înseamnă luna cadourilor și a sărbătorilor, să lăsați necazurile de peste ani, să vă bucurați alături de copii, de nepoți, de bunici, de părinți și vă doresc din inimă, dragi măineșteni, dragi băcăuani, la mulți ani. La mulți ani România, la mulți ani măinești. Vă mulțumim foarte mult, domnule senator, pentru înălțătoarele cuvinte adresate astăzi nouă aici, la Moinești. Vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe doamna Maricica Luniza Coșa, prefectul nostru al județului Bacău. Doamna prefect, vă rugăm. Bună ziua, bun găsit tuturor. Preacucernici părinți, onorată asistență, ca de fiecare dată, cu drag, vin în municipiul Moinești.
cu drag, pentru că de fiecare dată m-ați primit cu căldură. Astăzi, pentru municipiul dumneavoastră și pentru noi toți, românii, este un moment de sărbătoare. Îl felicit pe domnul primar, împreună cu Consiliul Local, pentru că am văzut că a reușit să facă o construcție pentru generațiile viitoare, și anume acest monument care are toți cei trei mari făuritori ai Unirii. Dragi moineșteni, consider că este ziua noastră a tuturor, a tuturor românilor. Vă mulțumesc că îmi dați prilejul de a vă ura la mulți ani România, la mulți ani moineșteni, iar în continuare pentru discursul meu și pentru timpul alocat discursului meu, consider că mai multe lucruri și învățături de viață, așa cum am făcut și data trecută când m-am aflat în mijlocul dumneavoastră, poate să ne le spună domnul colonel în rezervă Procopie. Domnule colonel, ne onorați și vă mulțumesc că sunteți în mijlocul nostru. La mulți ani, dragi moineșteni, la mulți ani, România! Mulțumim foarte mult, domnule prefect! Domnule colonel, dacă ați fost invitat la microfon, vă rugăm! Este președintele Asociației Veteranilor de Război din municipiul dumneavoastră. Să-l aplaudăm la vârsta lui și la puterea lui. Să trăiți, domnule colonel, și vă așteptăm să ne spuneți două cuvinte încet, încet și cu calm. Încet, încet, că noi ești de obiectivă vârstă, să mergem mai încet. Onorată asistență, permiteți-mi ca în numele veteranilor de război să aduc un omagiu acelora care au constituit Unirea cea Mare. Această unire s-a datorat în cel mai mult armate române, care la porunca regiului Ferdinand, români treceți munții să dezărobiți pe frații care peste 1000 de ani au suferit. Astăzi suntem cu toți adunați pentru a-i comemora pe aceștia. Armata română și-a făcut pe deplin datoria. De la soldat la general au mers pe front, s-au jertfit. Mulți au plecat pe front, dar puțin s-au întors. Acei care nu s-au întors au lăsat în urmă jale și durere. Au lăsat copiii care nu și-au cunoscut tata. A lăsat mama care a trebuit să fie să-ți ia locul și de tată și de mamă. Durerea sufletească niciodată nu s-a terminat, pentru că omul e constituit din durere sufletească și durere trupească. Durerea trupească o aleg medicii cu medicamente. Pe cea sufletească nimeni nu o poate vindeca. Ea se așează undeva în corpul omului și când e omul mai drag, atunci îi zvâcnește. Eu pot să spun că, ca fost ofițer de rezervă, am luat parte la cel de-al doilea război mondial. În primul război mondial a fost declanșat de către cele două mari puteri. Antanta prin Franța, Anglia, Italia, Rusia țaristă și, în final, România și Statele Unite. Cealaltă tabără, condusă de către Imperiul German, Austro-Ungar, Turcia și Bulgaria. Luptele au fost destul de aprige. Munții noștri pot povesti ce s-a întâmplat. Eroii care au căzut pe front își dor somnul de veci la Mărășești, Oituz, Poiana Sărată, Târgocna, cele două, Cireșoaia 1, Cireșoaia 2, Comănești. Acestora le datorăm toată cinstea și onoarea. Acestora că și-au dat ceea ce au avut mai scump, viața. Această viață s-au dat și au terminat cu ea. A vorbit eu, întrucât peste câteva o lună de zile sărbătorim Sfintele Sărbători. Aceste sărbători vă doresc dumneavoastră, tuturor,
multă, multă sănătate și fericire. De asemenea, îi doresc și celor românilor care sunt plecați din țară, aproape 5 milioane, le doresc multă, multă sănătate. Să nu uite că sunt români, că sunt urmașii celor doi mari, Traian și Decebal, că sunt aici în România, scutarul Romii, aici este înfiind și nimeni nu îl poate stinge. Să nu uite că sunt români și cât de curând se întoarce în țară, să pună umărul ca să prospere această țară. Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă, multă sănătate, trăiască România, mulți ani români! Bravo! Mulțumim, domnule colonel! Îmi permit ca în numele celor care poartă uniformă militară, activ sau în rezervă, să vă prezentăm onorul în fața tuturor. Vă mulțumim din suflet, domnule colonel. Am onoarea să invit la microfon pe domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii, unul din prietenii mei apropiați, care este aici prezent la Moinești. Domnule Popa, aveți cuvântul. Onorată asistență, doamnelor și domnilor. Vom fi ceea ce am fost și chiar mai mult de atât. Astea sunt cuvintele lui Petru Rareș, care au fost preluate apoi cu atâta frumusețe, putere și mândrie de către Ion Ice Brăteanu atunci când la Iași a constituit un guvern de Uniune Națională, dând în felul acesta un semnal a ceea ce trebuia să însemne partea de contribuție a spațiului politic românesc la marile evenimente care se prefigurau. Câștigarea războiului și apoi reîntrăjirea neamului. Și acestea nu au fost numai cuvinte, acestea au fost simțăminte care s-au transmis în veac. Iar astăzi putem să spunem și noi, la fel cu mândrie, că putem fi mai mult decât suntem, dacă împreună vom așeza vorbele celor din veac în faptele noastre de astăzi. Suntem aici pentru că cei dinaintea noastră s-au jertfit, pentru că au avut un ideal și pentru că l-au împlinit. Iar noi astăzi, așa cum am mai spus și altă dată, suntem datori față de noi, față de cei prezenți și față de cei care vor veni, să consolidăm ceea ce au făcut cei dinaintea noastră. Cum putem face asta? Punând în operă tot ceea ce s-a spus aici, tot ceea ce a anunțat domnul senator Dragoș Benea, tot ceea ce își dorește actuala guvernare să facă pentru România și pentru români. Doar împreună vom putea să facem acest lucru cu forță, cu unire și cu demnitate. Doar împreună vom putea duce pe culm de glorie această țară, o vom putea așeza așa cum se cuvine între țările demne ale planetei. Doar în felul acesta vom ști că nimic din ceea ce este românesc nu piere. Să dea Domnul și să dăm cu toții seamă în fața lui Dumnezeu și a oamenilor că nu am făcut umbră degeaba pământului și că gestul nostru se înscrie în gestul demnității pentru prosperitatea acestei țări, pentru demnitatea ei și pentru forța ei în lume. Așa să fie, Dumnezeu să ne ajute! Vă mulțumim foarte mult, domnule Gheorghe Popa. Dragi prieteni, dragi camarazi, dragi invitați, iată că avem aici între noi pe domnul primar al orașului Cantemir din Republica Moldova, domnul Roman Ciupaciuc. Domnule primar, bine ați venit și vă rog să aveți cuvântul aici în an centenar, când peste două zile suntem cu toții cu aceeași limbă și cu același gând. Bună ziua, domnule primar, onorată asistență. Mă bucur faptul că azi noi suntem prezenți cu dumneavoastră cu prilejul sărbătorii din 1 decembrie. Cu părere de rău, ultimele 100 de ani, poporul nostru a avut de suferit. Am trecut prin timpurile grele și timpurile rele. Dar totuși ne bucur un fapt că timpul
pune totul la locul lor. Și-a venit timpul când noi, cu pași mici, dar pași drepți și pași siguri, mergem spre reunirea, spre reunirea poporului nostru. Din partea Consiliului Orășunesc, din partea cetățenilor orașului Cantimir, am venit să vă urăm sănătate, bucurie cu prilejul sărbătorii din 1 decembrie. Noi suntem cu voi și ne bucurăm că dumneavoastră sunteți cu noi. La mulți ani, România! La mulți ani, Moineștiu! Mulțumim foarte mult, domnule primar, așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează ceremonialul de depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentul acesta închinat centenarului 100 de ani de la Marea Unire. Se pregătește prima coroană de flori din partea Senatului României. Senatorul domnul Viorel Ilie. Coroana va fi alături de domnul senator Dragoș Benea, de doamna consilier la Luca Lăzăroaie și de domnul senator Smarandache. Se pregătește Camera Deputaților. Coroana de flori din partea Camerei Deputaților, deputatul domnul Constantin Avram. Coroana va fi însoțită de către doamna Teodora Șotcan și domnul Claudiu Ilișanu, alături de doamna Felicia Pop. Poftiți, vă rog! Depune coroană de flori, Unitatea Administrativ-Teritorială Moinești. Coroana este depusă de către domnul primar al dumneavoastră, Valentin Vieru, însoțit de câțiva consilieri ai dumneavoastră. Vă rugăm! Se pregătește coroana de flori a Consiliului Județean Bacău. Domnii de la Consiliul Județean Bacău sunt toți în ședință acum la Bacău și am să rog numai cele două cadre militare să o depună în numele consilierilor locali și al domnului președinte. Vă rugăm! Se pregătește instituția prefectului a județului Bacău. Coroana de flori din partea instituției prefectului județul Bacău. Coroana este însoțită de către doamna Lumița Maricica Coșa, prefectul județului, și de domnul subprefect Valentin Ivancea. Poftiți, vă rog! De flori acum din partea Ministerului Culturii și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Coroana este depusă de către o delegație
condusă de către domnul Gheorghe Popa, secretar de stat, de domnul Toma Viorel, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, și domnul Ilieș Petrica. Depun corona de flori. Garnizoana Bacău, comandanții unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantul Direcției Județene de Informații Bacău, a comandanților structurilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției. Delegația este condusă de domnul comandor Leonard Baravoi, comandantul garnizoanei Bacău. Și conform protocolului vom încheia prima parte de depunere a coroanelor de flori. Asociația Națională a Cultului Erorii Gina Maria, filiala județeană Bacău și veteranii de război. Am să rog pe domnul Procopie să mă însoțească. Din localitățile învecinate municipiului Moinești să depună o coroană de flori aici la Monumentul Eroilor. Domnul primar, vă rugăm! Din Târgu Ocna și din Solonț. Mulțumim, domnilor primari, că sunteți aici la Moinești alături de noi în aceste momente extraordinare pe care le vom păstra alături de noi poate în suflete zeci și zeci de ani. Suntem mândri că suntem contemporani în anul centenarului Unirii de la 1 decembrie 1918. Dragi prieteni și dragi camarazi, prima parte de depunere de jerve și corvane, conform protocolului militar, s-a încheiat. Rugăm asistența să se deplaseze în fața primăriei pentru a primi onorul gărzii de onoare. Vă rugăm, urmează după defilarea gărzii de onoare un scurt program artistic și vom depune și celelalte coroane de flori. Vă rugăm să primim defilarea gărzii de onoare. Gărzile, marș! Ai dorit, domnul Ieroma?
Yeah.
Maria, vă rog să continuați programul. Luați microfoanele la copii. Vino Costi, fericit! Să crești mare și frumos! Bravo! Brațe rămâni, așa! Să nu pleci, Vasile! Stai pe loc! Și-apoi pe vatra lui se nasc român. Cât flamura roș-galben-albastră ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iuliana Real. Și iar începe clopotul să bată, sângerează sutele de ani. În osul nației s-au doroată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba Iuliani flancul, pe care ardem și ne batem toți, când dinspre Apuseni răsare Iancu, ca un Iisus Hristos cu chip de morți. Cât flamura își galben albastră este prag și sneag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iuliana Real. Cât flamura își galben albastră este prag și sneag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Mulțumim, Radu Comănescu! Mulțumim, Fomin Ardeal! Peste o zi suntem la Alba Iulia, cei care puteți merge acolo. Dragi prieteni, dragi camarazi, a fost o zi superbă. Așa e protocolul ăsta al nostru. Trebuie să continuăm cu depunerea de coroane. Vreau copiii să fie alături de mine. Mai rămâneți un pic. Să depunem o coroană de flori în cinstea eroilor neamului, din partea Consiliului Local Moinești. Poftiți, vă rog!
Poftiți, vă rog, copii. Da, școlile. A depus-o. Primăria... Am depus. Primăria Cantemir, cei din Republica Moldova. Poftiți, copiii. Stați acolo. Da, conduce domnul primar. Poftiți, vă rugăm. Se pregătește societatea ce are pensionar din Moinești. Domnul Albu, poftiți. Deci are pensionarii Moinești, da? Da, Alianța Liberalilor Democraților din Moinești, da? Da, poftiți, vă rog. Se pregătește. Colegiul Tehnic Grigore Cobulcescu. Luați loc. Da, organizația Partidului Social Democrat. Încet, cu răbdare. Poftiți, vă rugăm. Delegația Partidului Social Democrat. Se pregătește organizația Partidului Național Liberal din Moinești. Organizația Partidul Național Liberal se pregătește judecătoria Moinești. Da, judecătoria în loc, da? Depune coroană de flori reprezentanții judecătoriei Moinești, se pregătește Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Și acum elevii, liceul Spiru Haret, vă rog, poftiți. Și acum școlile, să începem cu școala gimnazială Alexandru Sever. Se pregătește școala gimnazială Ștefan Luchian.
Urmează școala Tristan Țara. Unde? Între școli se depune o coroană din partea parohiei romano-catolice. Poftiți! Se pregătește școala gimnazială George Enescu. Și acum alte coroane vor fi depuse în ordinea următoare. Ceareul învățământ Moinești. Poftiți? Ceareul Eritas Moinești. Depunere de coroană de flori de la CR Petrom Moinești. CR Schela de Petrom Moinești. Și în continuare băncile și societățile comerciale din municipiul dumneavoastră. Banca Comercială, poftiți! AICR Moinești. Asociația Habitat for Humanity. Societatea Comercială Rontesa, SRL Moinești. O coroană de flori din partea OMV Petrom Moinești. Societatea Comercială Transmar SRL Moinești. Și Societatea Edric Auto Moinești. Cu aceasta, dragi prieteni, dragi camarazi, vă mulțumim că ați suportat aceste zile, aceste clipe frumoase din partea... Vă mulțumim că ați suportat până la sfârșit acest ceremonial. Să nu uităm niciodată. Cred că nu mai are baterie. Vreau să vă mai spun ceva decât să vă spun la mulți ani. Să ne vedem sănătoși și cine are drum la Alba Iulia... Să meargă! Și vă spuneam că cine are drum la Alba Iulia să meargă la meca noastră. Așa cinstim România, așa cinstim eroii neamului. Dragi prieteni, să știți că numai uniți, numai uniți suntem împreună. Atât timp cât suntem uniți, România va fi mare, România va fi veșnică. Și doar ar bunul Dumnezeu peste câțiva ani, nu știu când, poate eu voi fi la cele veșnici, dar poate voi tineri, veți vedea România mare așa cum a fost la 1 decembrie 1918. Așa să ne ajute Dumnezeu. Binecuvântat fi municipiul Moinești, binecuvântați fiți dragi prieteni că ați suportat alături de noi. Sănătate multă, am onorul să vă salut! Să trăiți.